Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Începutul lunii iunie va fi o viață liniștită pentru balanță. Vei putea comunica cu rudele, poți întări o conexiune de mult pierdută. În iunie, este important să înveți să accepți oamenii așa cum sunt, să nu aștepți mai multe de la ei. Poți evita certurile și neînțelegerile dacă ai totul mai ușor. Deja din primele zile ale lunii iunie, noi perspective se vor deschide înaintea ta. Cel mai probabil, oportunitățile și șansele cheie vor fi strâns legate de subiectul parteneriatelor. Este posibil ca partenerii să fie cei care să-ți ofere asistență financiară sau sprijin moral. În același timp, la începutul lunii iunie, unele balanțe s-ar putea găsi într-o poziție mai dependentă, de care nu vor fi deosebite de încântate. Într-un fel sau altul, leitmotivul primei luni de vară pentru majoritatea balanțelor va fi binecunoscutul proverb: nu orice om este un războinic și nu este nimic de care să-ți fie rușine. Între timp, sunt așteptate schimbări pozitive în sfera familiei și a dragostei. În acest sens, balanța are un timp destul de armonios, plin de evenimente plăcute și emoții amețitoare. Dragoste. Prima decadă a lunii va trece destul de calm. Balanțele libere vor avea șansa de a întâlni o persoană interesantă. O cunoștință fatidică se poate întâmpla într-o companie prietenoasă, cât și la un eveniment de familie. Nu exclude că sentimentele pot izbucni pentru o persoană cunoscută de mult timp, căreia nu i-ai acordat atenție înainte. În iunie, balanța va petrece mult timp cu familia sa. Cel mai probabil, rudele tale vor avea nevoie de ajutor. Chiar dacă la prima vedere e bine, pentru o comunicare mai bună, interesează-te mai des de viața lor. Dacă recent a avut loc un fel de conflict, atunci relațiile pot fi restabilite după jumătatea lunii. Nici nu trebuie să aștepți primul pas spre reconciliere. Acum, doar tu poți construi relații prin abordarea lor corectă. Sănătatea. Deși sănătatea nu va cauza prea multe inconveniente balanței, este necesar să o monitorizezi. Bolile cronice ale sistemului digestiv se pot agrava. Totul ține de alimentația proastă și abuzul de alcool. Mergi la picnic? Amintește-ți că alimentele grase vor avea un efect grav asupra corpului tău. De asemenea, crește riscul de infecții intestinale, așa că ține medicamente adecvate la îndemână. Unii reprezentanți ai zodiei se pot plânge că sunt supraponderali. Este timpul să faci ceva în privința asta. Înscrie-te la o sală de sport, plimbă-te mai mult, înotă, mergi la un jogging de dimineață. Orice activitate fizică îți va aduce beneficii. Trebuie să ai grijă de imunitatea ta. Încarcă-te cu vitamine și minerale. Poate merită o încercare cu imunomodulatoarele, dar înainte de asta, consultați medicul. Exercițiile de dimineață vor oferi de asemenea un impuls bun de energie pentru întreaga zi. La sfârșitul lunii, riscurile de a face o entorse sau o fractură cresc. Nu-ți testa norocul și evita activitățile periculoase. Banii. Aproape toată lună, opera balanței nu va fi în prim plan. Nu-ți asuma proiecte globale. Căutătorii de locuri de muncă vor avea de asemenea dificultăți. Toate posturile disponibile acum nu vor fi de interes pentru tine sau interviurile nu se vor termina în favoarea ta. Trebuie să lucrezi cu îndatoririle obișnuite și să încerci să le îndeplinești cu conștiință. Acum este mai bine să eviți neînțelegerile cu colegii, pentru a nu-ți strica terenul de joc în munca obișnuită. Până la sfârșitul lunii iunie, nu refuza câștiguri suplimentare. Cei care au dus de multă vreme o sarcină grea de datorii vor avea ocazia să câștige bani în plus. S-ar putea să fii nevoită să iei o decizie dificilă cu privire la vechea activitate. Nu-ți fie teamă să începi ceva nou, mai ales dacă ți-aduce un venit bun. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!